Suntem din nou în această chilie a gânditorului român și creștin Petre Țuțea. De fapt, dăm curs invitației pe care ne-ați făcut-o de a-l prezenta din nou pe domnul Țuțea în cadrul emisiunii noastre Cuvântul care zidește. Domnule Țuțea, vreau să vă spun că prima emisiune pe care am avut-o la televiziunea română, o premieră absolută, aș putea spune, a avut un succes enorm. Am primit foarte multe scrisori, telefoane, de la diverse categorii sociale, nu numai intelectuali s-au interesat de emisiunea pe care am făcut-o împreună, de fapt, acolo unde ați vorbit dumneavoastră și ați făcut mărturisit despre credința dumneavoastră, despre gândirea dumneavoastră creștină, dar și oameni din categorii dintre cele mai simple. Nu știu, au venit din Vrancea să mă felicit. Am primit foarte multe scrisori din toată țara. Toți vor adresa dumneavoastră, vor să comunice cu dumneavoastră. Noi nu le-am dat pentru că știm că sunteți foarte ocupați. Și obosit. Și obosit. Și vârsta, poate, și mă rog, dar preocupările... 87 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Dar v-ați fi așteptat la un asemenea succes? Nu. Nu m-am așteptat. De ce? Nu a fost așa de limpede, a fost cam abstractă chestia. Păi tocmai, sigur, era o emisiune făcută de un gânditor, nu de un actor de film. Da, și că domnul Aratelian nu a fi greșit pedalând pe forța abstractă a gândirii mele. N-ați greșit. Păi dovadă că a produs efect. Mă duc în Cismigiu, eu. Veneam din piața Cogălnicean și mă așez pe bancă, obosit. O cucoană aici, dumneavoastră, este domnul Țuțea. Da, v-am văzut la televiziune. Ați avut vreo replică? Nimic, n-am greșit, dar dumneavoastră ce sunteți, doamnă? Inginer. Da. Am zis și da cu colegele mele. Mă rog. V-ați imaginat vreodată că va exista un asemenea mijloc de transmiterea informațiilor, de... Nu mi-am imaginat, mai ales când mă gândesc dacă mi-ar fi spus cineva că mă întâlnesc cu un om amabil ca dumneavoastră și setos de cuvântul care țidește, adică de ordinea religioasă pe care eu o supraordonez statului. Eu pui biserica deasupra statului. Și dacă mi-a fi spus cineva în cei 13 ani de pușcărie că voi fi televizat, aș fi râs. Acolo mă așteptam să mor după obiceiul din vremea aceea. Fie dus cu căruța de gunoi a pușcăriei, fie aruncat într-o groapă comună, era... Când am scăpat din ce am scăpat, nu se poate să fie destin. Eu n-am destin, m-a protejat Dumnezeu. Destinul nu operează la mine. Întâmplările au alergat peste mine, dar n-au reușit să mă nimicească. Asta m-a dus cu gândul la Dumnezeu, care e situat deasupra întâmplărilor vieții mele. Și El m-a condus. Că nu se poate, cum să mă salvez? Ce e destin? Am spus de pildă într-un portret care mi-l face domnul ministru Pleșu, nu știu dacă l-ați citit. Da, l-am citit acum, îl știu, da. Poți să repet? Sigur că da. Am spus acolo, parafrazându-l pe filozoful francez Lalande. Lalande spune ce este o dogmă. Zice, dogma este un mister revelat. Spune Lalande. Eu atunci am zis așa, că probabil că a vrut să aibă o mostră de gândirea mea domnul ministru Andrei Pleșu, și atunci am făcut această declarație. Dogma este o formă purtătoare de mister. Misterul este singura formă eliberatoare din neliniștile mărginirii personale, din înlănțuirea cosmică
și comunitară și din cele produse de perspectiva infinitului și morții. Că la mine infinit a fost înlocuit cu eternitatea, ca e nu-i tot unul. Care ar fi deosebirea, domnule Țuță? Păi eu fac deosebirea, mă folosesc de un filozof, cred că scoțian, Hamilton, care de fie face distinția între absolut și infinit. Zice, absolutul este necondiționatul limitat, iar infinitul este necondiționatul nelimitat. Mântuitorul nostru, adică misterul Teandriei, divinitatea devenită om și omul divinizat. Așa. E un fapt istoric, Iisus, nu? Și punctează timpul cu absolutul lui divin. Nu? Este. Iată cum consumă. N-am întâlnit nicăieri o distinție atât de subtilă între absolut și infinit. Domnule Țuță, pardon, continuați. Spuneți că vrea să o întrebați da. În legătură cu care este ordinea de stat care ar fi cea mai... Sistemul social ideal pentru... Ideal chiar, pot să zic. Da, da. Că să idealul meu. Compatibil cu ordinea universală creștină, zice, nu? Bineînțeles. Pentru că dumneavoastră lucrați pentru cuvântul care zidește. Evident că zidește Dumnezeu, nu omul. Dar omul nu trebuie să se pună demonic în calea lui. Că se poate opune demonic. Avem atâtea exemple doar în istorie. Cel mai potrivit sistem social-politic cu ordinea universală creștină este liberalismul. Pentru că asigură elita conducătoare, triumful personalității, triumful elitei conducătoare, nu așa, și nu deranjează cu nimic mersul dogmatic al lumii creștine. Ea poate merge înăuntru acestui sistem fără să fie deranjat marșul acesta dogmatic. Fiindcă eu m-aș gândi să zicem, democrația e mai puțin decât liberalismul. Că liberalismul are într-un fel anumit și un aspect aristocratic. Elita, stăpâna mijloacelor de producție. Minoritatea, pe care o definește aristocratic Zombart, așa o definește, ca fiind sistemul capitalist aristocratic. Mă mire faptul și sunt șocat de faptul că nu înțelege funcția aristocratică a clasei conducătoare, a Statelor Unite, a șefilor Statelor Unite, a sistemului capitalist. Și negociază cu negatorii lui radicali pe care i-a ridicat la nivel de supraputere mondială. E adevărat sau nu? Este adevărat, dar poate că asta este politica totuși. Nu e asta politica. Politica se spune că este știința posibilului, nu? Nu, politica, în tratatul de politică al lui Heinrich von Treitschke, începe cu propoziția asta. E de politic, îi stai necunsc. Orice politică e o artă. Dovadă că poți fi un foarte mare om politic, fără să fii foarte învățat. Da, sigur. Numai intuiția poate, nu? Știu eu, inspirație. Intuiția și retenia, mă rog, alte cât... Nu, sau inspirație. Sau inspirația divină, da. Da, că sunt două forme ale căii Domnului, care când îi se atribuie omului, este inspirația, care e o favoare divină acordată insului cu har, și revelația,
care e acțiunea directă a divinității. Dacă mi-amintesc bine, nu știu dacă v-am spus asta, un oarecare Traian Crișan, care este secretarul Comisiei de Beatificare la Vatican, invocând un teolog ortodox, vă rog să mă iertați că mi-am uitat cum îl cheamă pe ortodox, spune așa, toată Biblia e de la facere până la Apocalips inspirată, dar nu e toată revelată și nu e toată canonică, adică nu sunt canoane obligatorii pentru credincioși. Și teologul ortodox spune că biserica lui, ea decide ce e canonic în Biblie în mod selectiv. Autoritatea bisericească operează pe textele biblice, sfinții scritori putem fi favorizați, dar nu obligatorii în mod canonic. Așa cum că de pildă textele presupuse ca fiind revelate, adică direct dictate de divinitate, alea sunt obligatorii pentru credință. Da, mă gândeam că biserica este abuzivă aici, nu? Nu este, e autoritară. Și biserica ortodoxă, și biserica catolică, sunt biserici care au continuitate apostolică și care sunt autoritare. Tot ce sacerdotul ortodox și sacerdotul catolic leagă pe pământ, e legat și în cer, și tot ce dezleagă pe pământ, e dezlegat și în cer. Se spune așa? Așa. La protestanți spune așa. Dar nu-i mai cântic. Domnule Cizea, foarte multă lume se întreabă cum a fost posibil ca în anii 30 să apară o generație, ca o adevărată explozie, o generație de intelectuali deosebit de bine dotați. În generația dumneavoastră au fost valori deosebite. Unele s-au realizat în străinătate, altele au fost marginalizate în România, dar s-au realizat între timp. Alte valori au fost pulberate de viforul acesta al istoriei, în pușcăriile comuniste. Așa. Cum a fost posibil ca această generație să se ridice așa, s-a ridicat din nimic? A fost o generație spontanee? Acum eu să vă spun dumneavoastră, pentru ca să obții adevărul, adică să gândești, să ai favoarea de a gândi completitudinea, trebuie să răspunzi la următoarele întrebări. De ce se întâmplă un fenomen? Nu prea răspunde omul fără revelație. E omul mărginit, nu poate răspunde. De ce? Când? Unde? Cum? Și în ce scop a apărut, să zicem, o generație în istorie? Dacă te întrebi de ce a apărut, să zicem, de ce a apărut iarna crâncenă la Moscova, spune Xenopol, care a pulverizat armata napoleoniană, a agonit armata, a fost bătut de climă în Napoleon. Sure. Nu de iarna rusească. De iarna rusească, că la Dresda le-a tras o bătaie crâncenă armata aia care s-a retras. Dar Xenopol zice, trebuie să implicăm în factorii explicative ai fenomenelor istorice hazardul. Nu sunt de acord. E mâna divină, probabil. Nu, sigur. Hazardul. Tolstoi a fost mai inspirat, nu? Nu, dar vreau să spun. Când Bossuet îi spune succesorului la tronul Franței, în celebra lucrare, așa, cum se cheamă? Așa... Acea filozofie creștină a istoriei prezentată delfinului, așa, succesorul la tronul Franței. La un moment dat se întreabă Bossuet, de ce se prăbușesc tronurile?
și răspunde, și răspunde acelui tânăr, din cauza înfumurării orgoliului stăpânilor regi, care ofensează prin orgoliu majestatea divină. Da? Da, să prăbușești. Asta e o explicație mistică. Evident. Că explicație cauzală istorică egală cu zero. Cauzalitatea naturală nici nu există, de fapt. Dacă gândim în stilul acestui gânditor care se cheamă Malebranche, ca să-i răspunzi de ce se întâmplă un fenomen, trebuie să cunoști cauza cauzelor, care e Dumnezeu, cauza unică, ca principiu unic al tuturor lucrurilor. Față de această cauză, care e explicativă, restul la Malebranche sunt cauze ocazionale. La Fernborn nu le numește ocazionale, le numește condiții. Conjuncturale, în orice caz. Condițiile, da. Condiționismul lui Fernborn. Ori ce se întâmplă? Explicația e legată de transcendent. Acolo unde nu apare revelația, adică unde Dumnezeu nu ți acordă favoarea de a ști cine ești, de ce ești, în ce scop ești, nu vei afla niciodată. Am întrebat de pildă o doctoriță. Ai putea, dumneata, să-mi spui mie, dumneata, știi ce e omul? Că l-ai disecat de la creier până la tălpi. Zice, nu știu. L-ai ne spune că știe, e format în suflet și corp care nu au o relație directă, ci stabilită de Creator prin armonie prestabilită, când l-a creat pe om. Dar zic că eu s-o întreb pe ea, de ce nu știi? Păi nu știu de ce nu știu. Poți să spui, dumneavoastră, faci parte din tipul de om, de homo sapiens, care e omul vremios. Și măturătorul, și laureatul vremului Nobel, și savantul, e homo sapiens al vremii noastre. Poți să spui unde, când, în ce formă și în ce scop ai apărut așa? Zice, nu, nici eu. De altfel, eu în mostradă, cugetarea mea pe care o dă domnul ministru Adrian Pleșu, eu spun acolo că fără Dumnezeu, v-am spus dumneavoastră. Să repetăm. Omul rămâne un simplu animal rațional și muritor care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Era chiar finalul pe care l-am stabilit la convorbirea cu care am avut. Asta e final. Da, era final. Dar să ne întoarcem la generația dumneavoastră. Deci, apariția acestei generații excepționale. Nu știu de ce a apărut. În cultura română a fost tutelată de Dumnezeu, înseamnă, nu? Așa. Așa a vrut Dumnezeu să proiecteze o generație de intelectuali în România. Și de intelectuali martirizați, mulți dintre ei. Mulți dintre ei. Constantin Noica e un filozof. Da. Care are și neliniști religioase. Dar a afirmat la un moment dat că religia creștină a suferit lovituri mari din știința veacului nostru. Acel veac pe care Leon Dodel numește Le Stupid 19e siècle. Și chiar așa a fost? Așa cred el. A fost un secol al marei burghezii. Eu nu detest burghezia. Eu m-am lămurit la faptul că un om care vrea să fie bogat
nu e păcătos. Am asistat o dată la un parastas într-o biserică de periferie în București, la un preot bătrân, care despre care se spune că a avut nu știu câți copii intelectuali care au murit toți în război. Când vorbea bătrânul preot, parcă era un sfânt, palit, stăpân pe sine, zice, circulă o maximă, că banul e ochiul dracului. Eu nu-l concep ca ochiul dracului. A zis preotul? Da. Eu îl concep ca o scară dublă. Dacă îl posezi, indiferent în ce cantități, și te miști în sus bine păcător, pe scară, nu mai e ochiul dracului. Iar dacă cobori în jos, te duci cu el în infern, prin vicii, prin lăcomie și prin toate imperfecțiile legate de orgoliu, de lăcomie și de pofta de stăpân. Opa! Da. În orice caz, părerea mea este că în secolul XIX n-a fost slăbită ordinea creștină. Și că în momentul când vorbim noi, creștinismul este foarte actual. Și este actual dacă constatăm că la scara omului nu există niciun adevăr. Că dacă omul nu e favorizat de divinitate, nu știe nimic. Dacă e un simplu căutător al adevărului, caută neaflând și știe neștiind, vorbind în limbaj socratico-creștin. Ori ce se întâmplă? A gândi creștin înseamnă a gândi cauzal, adică a gândi explicativ. Și v-am spus cum concepe explicația, rădăcina transcendentă a explicației, Malebranche. V-am spus. Da. Și e convingător? Este. Da. Dacă nu cunoști revelat prin grație divină, nu cunoști nimic sau inspirat. De pildă, chiar un laic, Newton, cunoașteți povestea cu mărul. Cine nu cunoaște? Și un elev de clasă primară, știi? Povestea cu mărul lui Newton, care a căzut. Nu știu unde am citit eu stupiditatea asta. El tombat în meditațiuni profund, că l-a conduit jusca la luat de la gravitațiuni universale. Și eu spun, dacă Newton gândea până la judecata de apoi, Nu descoperea. Dar el e mult mai înțelept. Când a fost întrebat cum a descoperit gravitația, ce-am fost inspirat. Asta este răsturim o tamă, da? Da, am fost inspirat. Iar când Newton, dacă mi-amintesc bine, vă rog să-mi aminteți amneziile lacunare la vârsta mea, că la vârsta mea e greu să arăți mai bine decât trebuie. Așa. Întreba ce este gravitația, că legea gravitației, cum sună, corpul se atrag direct proporțional cu masa și invers proporțional cu pătratul distanței. Păi scrie pe măr asta sau scrie undeva în natură? Nu scrie. Pentru că fenomenele lumii interioare și ale lumii exterioare tac. Iar omul autonom și orgolios crede că explorează lumea interioară și exterioară
cu jocul lui de ipoteze și că descopere ceea ce vrea el. El caută, dar eu spun că el caută și nu află. Ca să afle trebuie să fie ca Newton inspirat. Domnule Țuțea, da. Iar Newton, întrebându-se ce este gravitația, știți ce a spus? Mi se pare în principia naturalia, principia matematica, principia matematica naturalis filosofie. Și în tratatul lui, știți ce a spus? Gravitația este Dumnezeu. Da. Nu tu, nu popă, nu un sacerdot. A fost foarte înțelept. Domnule Țuțea, aș vrea să stabilim dacă se poate. Că n-ați fost dintotdeauna un gânditor creștin, un gânditor mistic, nu? A fost un raționalist, evident, la întinerețea dumneavoastră. Da. Când a fost această, când ați avut revelația aceasta? Când ați devenit un gânditor mistic? Când mi-am dat seama că fără revelație, la un moment dat, nu pot preciza data exact, când mi-am dat seama că fără asistență divină nu poți ști nici cine sunt, nici cine este în lume, nici dacă lumea are vreun sens sau nu, nici dacă eu am vreun sens sau nu. Nu poți ști de unul singur. Și când mi-am dat seama că fără Dumnezeu nu poți cunoaște sensul existenței umane și universale, asta spune și Cioran. Vom reveni la Cioran, dar vreau să vă continui pe această idee. A fost o experiență limită pe care ați trăit-o și atunci... Și atunci am ajuns la convingerea că fără asistență de sus, nici viața mea, nici viața celorlalți nu au nici un sens. Putem să evocăm acea experiență pe care ați trăit-o? Păi nu pot să fixez momentul. Da. Nu pot să fixez momentul. În primul rând, mi-am dat seama în închisoare. Nu știu dacă știți ce erau închisoarele sub Gheorghe Iudeț. Fioroase. Din fericire n-am avut ocazia asta. Așa. Eu știu de la prieteni mai în vârstă cum au trăit. Da, acolo. Eu am la Leon Calustian, de exemplu. Știți pe Leon Calustian? Am fost și prieten cu el. Da, da. Știu de la el ce însemnau închisorile comuniste, da? Da. Când am văzut că tot regimul care mi se aplică e inoperant, puteam să-mi explic eu ca om? Vă trebuie pe doar. Nu. Nu. Și atunci m-am gândit că există o forță supra-cosmică care se cheamă Dumnezeu transcendentă. Că numai El poate face isprava asta ca eu să scap din înlănțuire. Că personal nu mă pot dezlănțui și elibera, iar viețui acolo fără asistența lui, nu pot. Că au fost oameni care au murit. Atunci s-a născut în mine credința nelimitată în atotputernicia și atotbunătatea divină. Adineori vreau să le evocați pe Cioran și altfel pe colegii dumneavoastră de generație, presupun, nu? Așa cum v-am rugat puțin mai înainte. Deci vreți să începeți cu Cioran? Cu Emil Cioran, da? Eu am spus următorul lucru, lui Licean, o să vă spun. Vă rog. O să reproducă și el, dar nu are importanță. Nu are importanță. Așa. I-am spus că eu am aceste neliniști metafizice. Prima neliniște a mea metafizică este aceasta. M-am gândit înainte de a veni la mine Liceanu, m-am gândit la cei trei termeni metodologici ai cercetătorului modern, care se cheamă observația, experimentul și raționamentul. Și am constatat eu că lipsește din acești termeni în conștiința mea teoretică experimentul, că n-am lucrat într-un laborator al niciunei discipline experimentale. Mentale, da.
Și când mi-am dat seama că n-am lucrat, m-am situat la nivelul anticilor care n-aveau experiment, ci numai observație și raționament. Așa se explică bogăția sculelor omului modern, în bătălia de adaptare față de ei, experimentul, factorul ăsta a stimulat momentul creator al mijloacelor în lupta de adaptare. De pildă, eu n-am murit de peritonită, Iuliu Cezar putea muri pe el. Da. Vedeți? Și atunci, o altă neliniștea mea, vă pot spune? Vă rog. E legenda mea. S-a făcut în jurul meu o legendă care m-a deranjat enorm. Că știți că legendele măresc. Și am fost... Statura omului, nu? Da. Măresc dimensiunile lui spirituale. Și am fost neliniștit că cu toată zbaterea mea n-am obținut conștiința că i-am dat conținut adecvat. A treia neliniște a mea e supradimensionarea mea făcută de Emil Cioran. Știți cum mă consider? Da. Genial. Da. Această suveranitate mă deranjează. Această supradimensionare mă deranjează. Și în interviu pe care l-am dat lui Liceanu, în discuția cu el... Abia așteptăm să urmărim pe ecran acest spectacol de la contactul de iunie cu Cioran, să-l roage frumos din partea mea să nu mai supradimensioneze, pentru că și să amintească. De pildă, un mic citat din portretul pe care el îl face lui Joseph de Maistre. Portret, bineînțeles, pe care eu nu l-am acceptat, că îl consideră reacționar. Pot să spun asta pentru televiziunea română? Orice. Conservatorii mari nu sunt reacționari, că au de partea lor legile eterne ale lui Dumnezeu. Conservatori. Și dacă e vorba de reacționar, e cineva care e vetust, învetit, de la Cristene, sămosul lui Pericle până azi, cred că democrația se ala și vicile și virtuțile. Și-ar putea, în limbajul acesta conservator, să fie considerată reacționară. Democrația? Da, sigur. Deși, Bergson și spune despre democrație. Nu v-am spus nimic despre democrație. Mi-ați spus, dar după aceea ați renunțat să spuneți în timpul filmării, așa că... Așa. Eu am... Eram în perioada electorală și atunci n-ați vrut să creați confuzii. Așa, să creați confuzii. Eu, în materie de democrație, mă bizui, n-am nicio părere personală. Mă bizui pe doi gânditori clasici, pe Platon și pe Aristotel. Platon susține că sunt trei forme de guvernământ degenerate. Tirania, oligarhia și democrația. Iar Aristotel spune că democrația e sistemul în care face fiecare ce vrea. Și eu am spus după cum se vede. Da. Iar Bergson, filozof modern, nu v-am spus, nu? Declară acest lucru. Democrația este singurul sistem compatibil cu demnitatea și libertatea umană, dar are un viciu. N-are niciun criteriu de selecțiune a valorilor de conduită. Și totuși nu e adevărat. Practica socială arată, cel puțin în democrațiile occidentale, că valorile sunt selectate până la urmă, nu? Nu știu. Eu nu vreau să ofensez Occidentul. Nu. Dar nu geme de mari oameni de stat azi. Asta e adevărat. Și nici Statele Unite nu pesnesc de mari oameni de stat. Da. Sper să nu provocăm un scandal diplomatic, nu? Nu spun.
așa. Dar e real. Ceea ce înseamnă că democrația, întâmplarea naște în democrație un mare șef. De pildă, un mare conducător în democrație a fost Clemenceau, care a condus primul război mondial politic. Și a scos Franța la liman? A scos, nu, Europa la liman. Nu știu dacă el a declarat că cine până la vârsta de 30 de ani nu e progresist, nu e de stânga, nu e de stânga și democrat, n-are inimă. Dar dacă peste 30 de ani nu e conservator, e cretin. Asta a fost Clemenceau. Nu eu. Nu, Clemenceau. E cineva. Da. Dar domnule Suzea, înseamnă că dumneavoastră nu puneți un semn de egalitate între democrație și liberalism, nu? Nu. Liberalismul e aproape de gândirea aristocratică a corpului social. Democrația nu. Puteți să dați un exemplu din istoria noastră politică de om care a fost liberal? Păi dacă după Ionel Brătianu trebuie să mă ridic în picioare, dar nu pot. E așa de mare om de stat, nu știu dacă la Versailles s-a declarat despre el, de către Venizelos, Beneș și ăștia, că ăia care dictau tratatul la Versailles, nu știu ce ne-a spus Beneș, sunt niște balcanici, dumneavoastră sunteți stăpâni. Brătianu, cred că a fost cea mai mare conștiință politică europeană la Versailles. Iar în istoria noastră ce să mai vorbim? Felul în care a condus această mică barcă care era în România în perioada neutralității, de exemplu. Și după aia la război. Și la război și la tratatul de pace. Și la tratatul de pace, colosal, și a fost inginer. Da. Ceea ce însemnează că politica este o artă. Și ai vocație. Și de inspirație înseamnă că e vorba aici. Păi și de inspirație. Pentru că altfel a fost un mediocru, de exemplu, om de debateur parlamentar bunoare, nu? Nu era un mare om politic la tribuna parlamentului. A decis când și cum trebuie să facă. Și când Iorga, cu orgoliul lui în parlament, îi spune, era prim-ministru Ionel Brătianu, ce să învăț eu de la un inginer? O știți? Nu. Brătianu răspunde ca prim-ministru, măsura, domnule profesor. Excepțional. Măsura, domnule profesor. Da. Asta este, eu am emoții când trec prin două gări, prin Blaj, prin mica Roma lui Eminescu, care ne-a relativizat, nu? Și prin Florica, unde e mormântul acestui mare om. Țin să afirm însă că indiferent cine conduce Partidul Liberal, azi, poporul român nu poate să evite liberalismul, fiindcă îi datorează crearea statului român modern. Îi datorează Partidului Liberal crearea statului român modern și a societății române moderne. Mă interesează liberalismul biruitor în Statele Unite, în Japonia și în vestul Europei și care prin această biruință devine ispititor pentru vânzoleala din spațiul răsăritean. Asta puteți să spun. O spunem. Că este. Și totuși, spuneți că Occidentul n-a dat mari valori, nu? Mari valori politice, evident, că despre asta Actualmente. Și atunci acum, sistemul ăsta poate să prospere fără valori, fără personalități politice? Păi, liberalismul te duce cum te duce trenul la destinație. Da. Liberalismul îți favorizează corpul social. Te instalezi în sistem și n-ai încotro. Eu am cunoscut miniștri fără multă educație, excelenți, la Ministerul General, care n-aveau educație politică, am cunoscut pe unul Cancicop, da. Un avocat în Bacău, da. Strălucit ministru.
Ministrul de Finanțe, de Economie? Și la Economie și la Finanțe, da. El mi se pare că ne-a lăsat și niște impresii din primul război mondial, niște mărturii din primul război mondial. Domnule, a fost un ministru. Da. A fost un ministru. Ce să vă spun eu? Nu interesează, pe mine mă interesează Partidul Național Liberal actual. De ce? Poporul român e dator la recunoștință că e autorul vieții lui sociale și de stat modern. Un, el. Doi, că în climatul creat de liberali se poate respira spiritual și se poate progresa material valorile mișcându-se nederanjate de nimeni. Și trei este de acord, adică nu deranjează mecanismul gândirii dogmatice universale creștine. Nu deranjează. Nu? Așa este. Adică eu trebuie să nu fac politică, așa că vă las pe dumneavoastră să faceți afirmațiile acestea. Dar este. Este. Este un adevăr. A persecutat vreo altă liberale biserica? Nu! Da, și creștini democrații pot spune că nu vor să persecute biserica și așa mai departe. Sunt și alte partide care pot face această afirmație. Da, dar când atern termenul democrație, apare o imperfecție în problematica selecției. Da. Vă rog să luați asta. Da. E totul înregistrat. Colegul meu, Nicolae Niță, înregistrează. Apare la cuvântul democrat o mică imperfecție în problematica selecției, ceea ce nu se află la liberal. Păi cum vă explicați că Japonia, care nu are mai nimic, are materii prime Japonia? Deloc. Are mâncare Japonia? Nu. Are cutremuri Japonia? Foarte multe. Să roagă America și piața comună să nu le concureze? Adevărat. Cine face asta ca sistem? Partidul Liberal Japonez. Exemplu mai clasic ca ăsta nu se poate da. Japonia e supraputere mondială prin strălucitul sistem liberal. Dar ce părere aveți despre social-democrația suedeză, de exemplu? Păi nu v-am spus că social-democrația suedeză a fost cam falimentară. Vă rog să explicați, să vă explicați. De ce a fost nevoie să vie conservatori în Suedia să repare viciile guvernării liberale? Nu, social-democrată. Social-democrată, da. E adevărat sau nu? Așa este. Dacă este așa, cine, de pildă, pot să spun asta, Burhan a spus că social-democrația suedeză e un lux pentru poporul român. Asta e o ofensă adusă poporului român. De ce, domnule Țuță? Păi ce, suntem debili mentali? Nu, poate pentru starea economică a țării. Păi nu e pentru starea economică, că din punct de vedere politic, fără supărare la suedezi, nu știu dacă sunt mai străduciți istoric politic ca noi. Asta nu se bruca. Poporul român politic e greu de glorie. Iar liberalii români vă dau un exemplu de strălucirea lor, pe care se calcă încă o dată acum. Constituția liberală din 1923, da. Care nu e o operă, e o capodoperă. Un rege stăpân de tip rusac, înfășurat într-un stat al normelor liberale. E o sinteză glorioasă asta, făcută de Partidul Liberal. Și acum se năzuiește să se facă o Constituție nouă. O găsesc absolut nocivă și inutilă. Vă rog să mă urcat. Nocivă și inutilă. De ce, domnule? Pentru că o înlătură pe aia care e glorioasă. Dar nu se schimbă vremurile, nu se schimbă, domnule Țuțea, ele rămân la fel, adică noi... Există, domnule, eu am spus odată,
Domnule Țuțu, eu vă provoc de aceea, să nu credeți că întrebările vin din niște convingeri personale. Eu pun întrebările să nu lucrurile, da. Liberalismul a apărut istoric, nu? Da, sigur că nu se poate vorbi de liberalism feudal sau antic. Dar poate că e un proces care se și termină istoria. Nu. E un fenomen istoric. Dar punctează timpul și spațiul istoric cu constantele lui extraordinar de utile. Utile. Liberalismul oferă constant în timp și în spațiu ale ordinii umane, cu toate că el a apărut istoric. Așa cum creștinismul a apărut istoric. Dar a punctat cu eternitatea timpul și spațiul. Așa face și liberalismul. Fără să gândesc în stilul darwinismul social, selecțiunea naturală de tip darwinist, fără să gândesc lucrul ăsta, dar nu sunt indiferent la incapacitatea de a asigura selecțiunea naturală a valorilor. Da. Nu? Așa este. Păi dacă este așa, asta e părerea mea despre democrație. Dumneavoastră, nu vă supărați pe mine. Eu vă pun întrebări pentru că vă poate pune oricare telespectator întrebări urmărindu-vă, știți? Iar eu sunt dator să devin ecoul telespectator. Păi eu nu pot să ne răspund la toți, că nici am energie. Aveți, domnule Țuțu, aveți. Aveți energie și înțelepciune, de aceea vrem să și continuați. Ne întoarcem la colegii noastre de generație? Mircea Eliade, pot spune scurt despre el, că e un om religios realizat. Asta. Erați prieten în tinerețe? Sigur. Erați cu aceeași poziție ideologică? Nu. Eu eram de stânga și el era asistentul lui Nae Ionescu. Dar pe urmă am deci ajuns... Deci a fost un om cu inimă după Clemenceau, nu? Am avut inimă. Și am călcat cardiotica asta de trei parale, strângisă, și m-am situat în carul în care a călătorit Mircea Eliade. Excepțional. Despre domnul Cioran. Eu am spus despre Cioran că și l-am și rugat în interviu acordat domnului Liceanu, l-am și rugat să nu mă mai supradimensioneze că îmi creează un complex de inferioritate pentru că nu pot acoperi supradimensionarea lui. Și v-am spus, l-am citat pe el, nu, da. cu papa, nu? Și nu? se învoace din portretul pe care îl face lui Joseph de Maistre, acest fragment în care Joseph de Maistre laudă pe papă atât de exagerat încât Cioran spune, încât sanctitatea sa, dacă mi-amintesc bine, sanctitatea sa s-a cutremurat. Pentru că, spune Cioran, există și asasinat din entuziasm. Și ți-a. Așa spune Cioran. De care din prietenii noastre din tinerețe vreți să vă mai amintiți acum? De Cioran, de noi, că v-am spus că e da, filozof. Da, de Mircea Eliade ne-ați vorbit. Toți ăștia și Cioran. Cu toate că e adversar, cu toate că îl critică violent pe Sfântul Apostol Pavel, cu toate că scrie Lomove de Miurgi, adică se înceartă cu divinitatea pe care spune că n-a terminat-o, cu toate că nu numai sceptic de serviciu al unei lumi în declin, dar se consideră pesimist având ca model pe Schopenhauer, care este cel mai mare pesimist european modern și l-a luat ca model. Și eu îl gândesc pe Cioran în Amurg cu un text pe care îl face el, text pe care e pe ultima copertă de la Pe culmile disperării, editată de Humanitas. De Liceanu acum. Nu știu, n-am... Da, el e directorul editurii, da. Așa. Acolo găsește că lumea asta n-are niciun sens.
Înseamnă că nu-l are pe Dumnezeu. Nu, că n-are niciun sens. Fiindcă sensul universal, sensul universal e transcendent. Asta zic eu la critica pe Sfântul Apostol Pavel și în amurg să împacă cu el. Că și Sfântul Apostol Pavel gândește, și el gândește asemănător, nu identic, dar asemănător cu Sfântul Apostol Pavel. Dacă acceptă că sensul existenței transcendent, atunci ne gândim la cele două lumi definitorii pentru adevăr ale Sfântului Apostol Pavel, din scrisoarea către Corinteni, a doua mi se pare, nu? În care spune, noi nu suntem, nu mai am amintit scrisoarea, noi nu suntem dintre aceia care cred în cele ce se văd, ci în cele ce nu se văd, că cele ce se văd sunt trecătoare și cele ce nu se văd sunt eterne, veșnici. Nu? Păi dacă el găsește sens transcendent în lumea asta, care nu are sens în sine ea, nu seamănă cu Sfântul Apostol și îl reconciliez cu textul ăsta cu Apostolul Pavel. Iar în ceea ce privește cearăta cu divinitatea, sper ca Cioran să nu moară aici unde s-a născut, cum a murit Kant. Kant s-a născut și a murit aici. Eu pentru Cioran îl văd împăcat cu sine, i-a spus lucidului de exam, împăcat cu sine, de acord cu Sfântul Apostol Pavel și de acord cu Absolutul Divin, pentru a nu muri în lumea aceasta. Așa spun. Despre Cioran. El îl caută pe Dumnezeu, dar căutătorii nu îl găsesc, v-am mai spus. Eu am spus acolo, am spus tot în interviul ăsta, eu am fost asemănat cu Socrate. Socrate n-a scris în mine, că a scris enorm. O să apară o serie de volume. Abia le așteptăm să le vedem. Da, ce se întâmplă? Eu am spus așa, Socrate, ca să afle ce înțelepciune, în Carmide, care e dialogul lui Platon despre înțelepciune, ca să afle lucrul ăsta, când îl întreabă ce Carmide, îi spune tânărul ăla, ce Socrate, nu știu că mi-amintesc bine, dar să, bă, să mă iertați, îmi vine să te bat. Când am venit la tine știam ceva despre înțelepciune. Acum nu mai știu nimic. Tu crezi că eu știu? Dar cum putem afla? Hai să căutăm un zeu. Atât el, cât și eu, în actele căutării, căutăm la scara noastră de oameni, ne aflând și știm neștiind. Atât. Mulțumesc, domnule Tuțea.